Ca în fiecare an, la început de octombrie, Focșaniul găzduiește un târg de carte. 15 editori și-au prezentat oferta generoasă în fostul palat al prefecturii. Pe lângă lansările de noi titluri, au fost organizate și ateliere de lectură pentru copii. Foarte frumos! Mi-a plăcut ghicitorile, îmi pare foarte bine că am venit pe aici. Am venit să vadă un autor în realitate. Am discutat mult despre texte, despre cine scrie textul. Au înțeles că și ei pot fi autori și așa am venit să vedem un autor în realitate, dar și cărțile expuse. În acest an, cei mai curioși să audă, să citească și să cumpere cărți au fost copiii. Însoțiți de profesori sau de părinți s-au oprit îndelung la standurile târgului. Ca autor de cărți, eu sunt mulțumită cum sunt primite mesajele mele de către copii și dacă pot aduce un pic de bucurie la orice întâlnire cu ei, pentru mine este un lucru extraordinar de important. Interesează cărțile amuzante, le place să se distreze, le plac ghicitorile. Interesul copiilor a fost la cote maxime și au fost foarte atenți când și-au ales cărțile, spun părinții și profesorii. Aveți copil, da? Da. 10 ani. Citește? La cine a văzut? Citește la noi, la părinți. Abia a descoperit cititul și faptul că îi place să citească. Cărți interesante pentru copii se găsesc, dar nu peste tot. Trebuie să știi, cum am zis, să cauți ca să găsești cărți pentru copii. Sunt interesați de carte, mai ales copiii, autoarea de cărți pentru copii. Prezintă cărțile copiilor și aceștia sunt foarte interesați și dornici de a cunoaște conținutul. Organizat de fiecare dată la începutul lunii octombrie, târgul de carte de la Focșani a ajuns la 15-a ediție. Sunt prezente aproape 15 edituri, nume cunoscute, nume mai puțin cunoscute de edituri, dar toate cu titluri interesante, titluri noi, titluri care n-au putut fi lansate, de exemplu, în anii trecuți. Suntem onorați că au reușit să ajungă în aceste vremuri aici la Focșani. În acest an, târgul de carte a fost organizat după 2 ani în care restricțiile i-au ținut pe scriitori, dar și pe iubitorii de cărți, departe de pasiunile lor.